Haideți să ne ridicăm. Aluci ceas, ce dulce-mi ești din toate ostenelile. Tu mă conduci la Dumnezeu să-i pot plânge necazul meu și adevărat, e dulce rugăciunea pentru că stăm de vorbă cu Tine. Tu care ești atât de minunat, atât de mare, atât de puternic, plin de dragoste, milostiv, îndurător, ai toate calitățile și înțelept și puternic, dar ești și drept. Doamne, sfințească-Ți numele Tău. Amin. Și vie împărăția Ta în viața noastră, în viața poporului Tău, a bisericii Tale. Te rugăm să ne ajuți în fiecare zi să facem voia Ta. Să nu păcătuim împotriva Ta, ci să trăim o viață curată, sfântă, așa cum Tu dorești. Doamne, îți mulțumim pentru acest timp.
Te slăvim, te lăudăm și îți aducem laudă, cinste și onoare și acum și în veci de veci. Amin. Amin. Să deschidem Sfânta Scriptură la Psalmul 1 și la Eclesiastul, capitolul 5, să citim 7 versete de acolo. Vreau ca Dumnezeu să ne vorbească mai mult și eu să spun mai puțin sau deloc. Eu, de fapt, nu spun nimic de la mine. Spun doar ceea ce Dumnezeu ne spune din cuvântul Său. Amin. Psalmul 1, să începem citirea. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștezesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. Dar cei răi nu pot ținea capul în ziua judecății, nici păcătoși în adunarea celor neprihăniți, căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. Întoarcem și la Eclesiastul, capitolul 5, să citim 7 versete de aici. Păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ. De aceea să nu spui vorbe multe. Să spunem vorbe multe Domnului? Spune aici că să nu spunem vorbe multe. Facem noi așa? Trebuie să facem, pentru că iubim pe Dumnezeu și El ne iubește. Căci dacă visurile se nasc din mulțimea grijurilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Auleu, versetul ăsta nu vreau să vorbesc despre el nimic, că ăsta spune tot. Cum? Căci dacă visurile se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Când vorbești mult, nu se poate să nu greșești. Nu se poate. De aia, atenție mare. Ne păzim gura, nu piciorul. Dacă ai făcut atât, citim 3 versete, sau să mergem până la 7, haideți că... Dacă ai făcut o jurință lui Dumnezeu, nu-i zăbăvi să o împlinești, că lui nu-i plac cei fără minte, de aceea împlinește jurința pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci nicio jurință decât să faci o jurință și să nu împlinești. Nu lăsa gura să te bage în păcat și nu zice înaintea trimisului Dumnezeu, m-am pripit, pentru ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Căci dacă este deșertăciune în mulțimea visurilor, numai puțin este și în mulțimea vorbelor. De aceea, teme-te de Dumnezeu. Amin. Să luăm loc să mai cântăm spre lauda Domnului o cântare. Astăzi în mine a răsărit o lumină de sus ce întrece raza soarelui, că ia-i de la Iisus. Cu toată inima să lăudăm pe Domnul. Astăzi în mine a răsărit o lumină de sus ce întrece raza soarelui, că ia-i de la Iisus. Ia-i lumină sufletească, inimile se vor lumina, dacă a lui Iisus față în noi se va arăta. O rază în inima mea azi, din ceruri a venit, această rază m-a făcut
când de fericit, ia-i lumina sufletească, inimile se vor lumina, dacă a lui Iisus față în noi se va arăta. În mine, în mine o primăvară azi, Domnul mă îmbucură, viață-mi dă durarea sa, spre cer mă avântă, de-aia-i lumina sufletească, inimile se vor lumina, dacă a lui Iisus față în noi se va arăta. Voioasă inima mea azi, că pacea e în ea. Aleluia. Speranța și iubirea sunt raze în inima mea, de-aia-i lumina sufletească, inimile se vor lumina, dacă a lui Iisus față în noi se va arăta. Ia-i lumina, ia-i lumina sufletească, inimile se vor lumina, dacă a lui Iisus față în noi se va arăta. Amin. Cuvântul Domnului ne vorbește ori de câte ori citim din el. Avem mare har că avem cuvântul lui Dumnezeu și ne învață toate lucrurile. În dimineața aceasta am citit acest psalm care îl cunoaște unui pe de rost și de multe ori când vine cazurile peste săptămână ne gândim la psalmul 1, la psalmul 23, la psalmul 15 și așa la anumite versete care le mai știm. De exemplu, eu am în minte mereu un verset din Evrei 14, Evrei 12 cu 14. Urmăriți pacea și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Fraților, acest verset spune așa de mult, că dacă v-aș vorbi două zile și n-aș putea să spui mai mult decât spune versetul acesta. Simplu. Putem foarte bine să luăm în minte acest verset și să facem lucrul acesta. Dar zice că urmăriți pacea cu toții, nu numai unul, doi, toți. Să urmărim pacea și sfințirea în familie, la lucru, în biserică, oriunde ar fi. Acum, dacă am citit de aici din Psalmul 1, fiecare om dorește să fie fericit. Cine nu vrea să fie fericit? Și păcătoșii vreau să fie fericiți. Mi-aduc aminte de o întâmplare adevărată. Un pastor făcea o evanghelizare undeva într-un oraș. Asta nu țiu minte, dar țiu minte ce e important. Și nici nu e important asta. Și vorbea despre păcat, despre povara păcatelor. O săptămână a ținut evanghelizarea și tinerii de acolo se duceau să asculte și ei evanghelia. Dar un tânăr foarte păcătos care trăia în toate păcatele, a zis, păi eu nu simt nicio povară, nu simt nimic, ia să mă duc eu să văd ce spune el acolo. O să-l întreb eu pe el, cum, ce povară, eu nu simt, eu trăiesc în băgaj, nu simt nimic. S-a dus la evanghelizare, a stat, a ascultat, abia aștepta să termine, când s-a dus pastorul la ușă, l-a întrebat și el, zice, auzi, ai spus mereu că e o povară, sarcina păcatului, eu nu simt nimic.
nimic. Explică-mi și mie. Cum? Eu trăiesc în toate păcatele și nu simt nimic. Deci tu spui adevărul? Deci am să-ți răspund la întrebare, dar îți spun și o întrebare. Și dacă un om e mort și pui 200 de kilograme pe el, simte ceva? Nu simte nimic. Păi tu ești mort în păcatele și în greșelile tale, de aceea nu simți nimic, pentru că ești mort. Și noi am fost morți în păcatele și în greșelile noastre, dar am înviat împreună cu Hristos. Și am înviat pentru viață și trăim nu, nu mai trăim noi, trăiește Hristos în noi. Cuvântul lui Dumnezeu e așa de clar. Nu trebuie să vă explic eu prea multe. Fiecare din noi citim cuvântul, citim Biblia, o luăm de la capăt, iar o luăm de la capăt și tot nu ține minte toată Scriptura. Dar unele lucruri le mai ține minte, care sunt mai importante, care ni se par nouă că sunt importante. Aș vrea să spun doar câteva cuvinte despre ce am citit din Eclesiastul, din capitolul 5. Zice, păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului. Și apoi mai jos se explică că nu-i vorba despre picior. Se explică singură Scriptura. Ce nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite în Lui Dumnezeu, că Dumnezeu este în cer și tu pe pământ. De aceea să nu spui vorbe multe. Păi nouă ne place să vorbim mult ca să arătăm cine suntem noi, cât de înțelepți suntem. Cât de grozavi, cât de mândri, cât de fuduli, cât de... Nu. Bine, să nu o luăm nici așa, deci să nu spunem nici așa, nici așa. Să zicem așa, de exemplu, Apostolul Pavel era foarte înțelept, Dumnezeu l-a folosit. Fraților, înțelepciunea e bună. Dar înțelepciunea de sus e bună. Asta de pe pământ nu e bună. Înaintea lui Dumnezeu, înțelepciunea oamenilor e o nebunie. Cum? Cum să fie o nebunie? Vă spun cum. Cei mai înțelepți oameni au făcut bomba atomică, bomba nucleară, pentru a distruge omenirea, așa distruge și au omorât. Așa... Și iată, nu e o nebunie aceasta? Ba da, e o nebunie. Și oamenii se cred înțelepți și grozav că sunt înțelepți. Vai de mine! Mai bine să nu știu să fac o bombă atomică, dar să știu că există un Dumnezeu, să cred în El, să mă încred în El, în cuvântul Lui. Și cuvântul Lui să locuiască din belșug în mintea noastră și inima noastră. Și nu numai să locuiască, să-L trăim și să facem voia Lui Dumnezeu. De aceea nu vreau să vă spun mai mult de atât decât am citit aceste versete care vorbesc de la sine. Și ne vom ridica în picioare și ne vom ruga Domnului. Aveți grijă ce spuneți Domnului, pentru că Dumnezeu e în cer și noi suntem pe pământ. Să nu spunem vorbe multe, să chipzim, să spunem esențial, să venim înaintea lui Dumnezeu cu nevoile și cu problemele noastre și a bisericii. Haideți să ne închinăm Domnului. Slăvit să fie numele Tău în această zi, Doamne, pentru că ne-ai adunat din nou în jurul cuvântului Tău și prin prezența Duhului Tău cel Sfânt ne unești inimile în rugăciune. Mulțumim, Doamne. Și această oră de rugăciune, Doamne, un timp scump, un timp dulce, așa cum spune și cântarea, te rugăm frumos să pui în inimile noastre pacea care vine de la Tine. Amin. Lasă înțelepciunea care vine de sus să locuiască în mințile și viețile noastre. Iartă-ne și curățește-ne din nou în această zi ca să ducem o jertfă plăcută înaintea Ta. Te rugăm frumos ca să tai orice mândrie, orice duhă a mândriei și să ne umpli, Doamne, de smerenie. Ajută-ne să facem voia Ta. Nu neapărat prin ceea ce spune, dar prin ceea ce suntem în fiecare zi. Da, îți mulțumim, Doamne, că ești Dumnezeu mare, îți mulțumim că ne ai în planul Tău. Te rugăm să-ți faci în această dimineață simțită prezentă și prin cuvântul Tău. Da, de aceea, pe cel care va rosti cuvântul, te rugăm să-L binecuvinte. Amin. Ne încântează și viețile noastre. Te rugăm, Doamne. Și numele Tău, Doamne, dorim să-L lăudăm în veci. Amin. Amin. Doamne, te rugăm. Îndură-te, Doamne, ai milă. Amin.
Mulțumim. Amin. 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 Ajută-ne, Doamne, la această. Te rugăm. Mulțumim pentru cuvântul care ne-ai dat și în ziua de azi. Mulțumim. Crește-ne în har și pregătește-ne pentru venirea ta. Amin. 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 Te rugăm. Binecuvântați poporul. Mulțumim. Amin. Te rugăm, Doamne. Și mintea noastră. Mulțumim. Amin. Te rugăm, Doamne. Doamne, te rog să ne spargi, da. Să ne sperpi în sângele Domnului Iisus. Îndură-te, Doamne, ajută-ne, Doamne, ca să primim harul Tău, amin. Dar ajută-ne să ne umilim și mai amin. Mult, ca să primim harul Tău de astăzi. Să mergem acasă, să fim așa, să fim plini de Duhul Tău cel Sfânt. Așa de mare nevoie avem de Tine, în fiecare moment. Doamne, îți mulțumesc pentru locul acesta, pentru că Tu ai chemat asta o casă de rugăciune. Așa zice cuvântul Tău, o casă de rugăciune. Ajută-ne, Doamne, într-adevăr, ca să ne rugăm prin Duhul Tău. Ajută-ne și acum în momentele astea, Doamne, să fim așa una cu Duhul Tău, ce Sfânt, să strigăm către Tine, cum ne dă Duhul Sfânt. Așa să ne rugăm. Amin. Și să avem o viață de rugăciune. Când amin. Mergem acasă să ne rugăm. Amin. Să stăm în fața Ta nopți întregi în rugăciune. Cum a spus, cum a făcut Domnul Iisus. Tu ești exemplul nostru. Exemplul nostru. Te-ai dus pe munte și ai petrecut o noapte întreagă în rugăciune. Doamne, te rog să ne ierți pentru că noi vrem să ne rugăm cât mai puțin și să facem alte lucruri.
mult alte lucruri, dar te rog să ne transformi așa de mult, să iubim prezența ta, ca să stăm în prezența ta, aia înseamnă rugăciune, că să stăm în prezența ta, să ne umilim în prezența ta, să vărsăm inimile noastre în prezența ta. Asta vrem să facem și dimineața asta, să strigăm la tine și să te rugăm să ne ajute. O să ne deschizi inimile noastre, urechile noastre, ochii noștri, să te vedem, să te înțelegem, să auzim ce ne spui astăzi. Te rog să folosești cine o să vorbească cuvântul tău, că nu este în stare nimeni să ne spună nimic dacă nu ți se dă lui să vestească cum dă Duhul Sfânt. Amin. Dar te rog astăzi să ne vorbești prin Duhul tău cel Sfânt și să ne transformi mai mult inimile noastre, că suntem așa de... Încă așa departe este fiecare din noi, Doamne, până când suntem în trupul ăsta păcătos. Ajută-ne astăzi să fim și mai mult transformați. Amin. Ca să te auzim, să ne supunem ție. Amin. Și te slăbim pentru că ești în mijlocul nostru. Îți mulțumim pentru că și astăzi este așa o zi minunată de fapt. Așa de mult îți mulțumesc pentru părtășia asta ce avem aici între noi. Doamne, unește-ne prin Duhul Tău cel Sfânt și ajută-ne, Doamne, să fim una cu cerul, cu Tine. Amin. În jurul tronului, cum strigă zi și noapte, Sfânt, Sfânt, Glorie Sfânt este Dumnezeu. Și noi strigăm acum unitate, unitate în cerul itself. Sfânt, Sfânt, Sfânt este Dumnezeu. Amin. Toate astea strigăm în numele Domnului Iisus. Amin. 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 Mulțumim, Doamne. Te slăvim, Doamne, și îți mulțumim. Te rugăm. Amin. Amin. Doamne, Tatăl nostru, îți mulțumim așa de mult pentru cuvântul Tău, care ne învață, Doamne, cum să ne rugăm, ne învață toate lucrurile, numai că noi nu vrem să luăm seama la cuvântul Tău, ni se pare că suntem mai deștepți. Te rugăm, iartă-ne. Te rugăm, dă-ne înțelepciune de sus, să credem
ceea ce spui Tu în cuvântul Tău, nu ceea ce spunem noi, nu ceea ce ni se pare nouă. Doamne, iartă-ne și ai milă de noi, în bunătatea Ta, pentru că știm că Duhul Sfânt mijlocește pentru noi la Tine cu suspine negrăite, ca rugăciunile noastre să fie primite. Îndură-te, Te rugăm, de fiecare din noi Te rugăm. Și ajută-ne ca să trăim o viață de rugăciune în fiecare zi. Doamne, nu vrem să ne arătăm înaintea Ta sau înaintea cuiva că suntem grozavi și știm multe. Vrem să ne arătăm că suntem smeriți și că facem voia Ta și cerem ajutorul Tău și sprijinul Tău și dorim ca voia Ta să se facă în viața noastră și în biserica Ta și pacea și bucuria și sfințenia să domnească în biserica Ta până când ne vei chema la Tine. Te slăvim și Te lăudăm din toată inima. Amin. Să luăm loc și să continuăm să slăvim pe Domnul. Hristos este Domnul. Câți dintre voi ați venit în casa Domnului să lăudați pe El astăzi? Dar așa, sincer, câți ați venit să lăudați pe El? Toată lumea? Amin. Haideți să se audă lucrul acesta, haideți să ne ridicăm. Multă vreme eu am rătăcit neștiind că Iisus m-a iubit pentru mine că s-a răstignit pe Golgota.
am rătăcit, neștiind că Iisus m-a iubit. Pentru mine că s-a răstignit pe Golgota. Sus pe cruce al său sânge-a curs, trupul inimii s-au străpus. Doar pentru păcatul meu muri pe Golgota. Din cuvântul Domnului cunosc astăzi că eu sunt un păcătos, și în locul meu muri Hristos pe Golgota. Sus pe cruce al său sânge-a curs, trupul inimii s-au străpus. Doar pentru păcatul meu muri pe Golgota. Am venit la El și-am căpătat, multe binecuvântări mi-a dat. M-a făcut copilul său bogat pe Golgota. Sus pe cruce al său sânge-a curs, trupul inimii s-au străpus. Doar pentru păcatul meu muri pe Golgota. Sus pe cruce al său sânge-a curs, trupul inimii s-au străpus. Doar pentru păcatul meu muri pe Golgota. Slavă Lui! Să ne închinăm Domnului. Doamne, Tatăl nostru din ceruri, îți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru noi. Îți mulțumim, Doamne, pentru că avem viață prin Domnul Iisus, prin jertfa de pe cruce. Și îți mulțumim că prin Duhul Tău cel Sfânt ești în mijlocul nostru și în această dimineață. Te rugăm, Doamne, ca Tu să Te atingi de fiecare din noi. Ajută-ne, Doamne, să ne deschidem inima, să ne limpezim mintea, ca să putem înțelege cuvântul Tău, cuvântul pe care ne-l vei da în dimineața aceasta. Întărește, Te rugăm, și robul Tău. Ajută-ne pe fiecare, Doamne, să spunem din toată inima, vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Amin. Și suntem gata să-și împlinim cuvântul Tău. Și Te rugăm să rămâi cu noi. Amin. Amin. Să luăm locurile, să mai cântăm o cântare, după care orchestra va slăvi pe Domnul. Sunt pe calea Domnului și sunt bucuros, mântuit prin harul Lui de Iisus Hristos. Cine oare, cine mă va clinti de pe calea Domnului Iisus? Nimeni nu mă poate despărți de marea iubirea Lui. Cine oare, cine mă va clinti de pe calea Domnului Iisus? Nimeni nu mă poate despărți de marea iubirea Lui. Am aflat în El iubirea.
astăzi tuturor viață veșnicii. Cine oare, cine mă va plinti de pe calea Domnului Iisus? Nimeni nu mă poate despărți de marea iubirea Lui. Cine oare? Cine oare, cine mă va clinti de pe calea Domnului Iisus? Nimeni nu mă poate despărți de marea iubirea Lui. Vreau ca să mărturisesc că Iisus e vin. Gloria Lui! Și din inimă slăvesc, pe El îl iubesc. Cine oare, cine mă va clinti de pe calea Domnului Iisus? Nimeni nu mă poate despărți de marea iubirea Lui. Cine oare? Cine oare, cine mă va clinti de pe calea Domnului Iisus? Nimeni nu mă poate despărți de marea iubirea Lui. El e Domn. El e Domn în viața mea, inima i-am dat. El o umple zi de zi cu dragostea sa. Cine oare, cine mă va clinti de pe calea Domnului Iisus? Nimeni nu mă poate despărți de marea iubirea Lui. Cine oare, cine mă va clinti de pe calea Domnului Iisus? Nimeni nu mă poate despărți de marea iubirea Lui. Pentru cerul Său frumos, pentru harul Său, vreau să rămân credincios lângă Dumnezeu. Cine oare, cine mă va clinti de pe calea Domnului Iisus? Nimeni nu mă poate despărți de marea iubirea Lui. Cine oare, cine mă va clinti de pe calea Domnului Iisus? Nimeni nu mă poate despărți de marea iubirea Lui. Cine oare? Cine oare, cine mă va clinti de pe calea Domnului Iisus? Nimeni nu mă poate despărți de marea iubirea Lui. Glorie Domnului! Așa se laudă pe Domnul dimineața asta.
Vom asculta un text biblic. Corul va avea o cântare de mărire lui Iisus. Psalmul 90. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Înainte ca să se fi născut munții și înainte să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Tu întorci pe oameni în țărână și zici, întoarceți-vă fiii oamenilor, căci înaintea Ta 1000 de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca o strajă din noapte. Îi mături ca un vis. Dimineața sunt ca iarba care încolțește iarăși, înflorește dimineața și crește, iar seara este tăiată și se usucă. Noi suntem mistuiți de mânia Ta și îngroziți de urgia Ta. Tu pui înaintea Ta nelegiuirile noastre și scoți la lumina feței Tale păcatele noastre cele ascunse. Toate zilele noastre pierde urgia Ta. Vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trece iute și noi zburăm. Dar cine ia seama la tăria mâniei Tale și la urgia Ta, așa cum se cuvine să se teamă de Tine? Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Întoarce-te, Doamne, până când zăbovești, ai milă de robii Tăi, satură-ne în fiecare dimineață de bunătatea Ta și toată viața noastră ne vom bucura și ne vom veseli. Înveselește-ne toate atâtea zile câte ne-ai smerit, tot atâția ani cât am văzut nenorocirea, să se arate robilor Tăi lucrarea Ta și slava Ta fiilor lor. Fie peste noi bunăvoința Domnului Dumnezeului nostru și întărește lucrarea mâinilor noastre. Da, întărește lucrarea mâinilor noastre. Amin. Amin.
lui vedem curând. Acuși poarta s-o deschide și-o fi loc mai bun și mai plăcut decât la picioarele Domnului Iisus în casa Lui. Vă spunem în dimineața aceasta tuturora un bun venit și Domnul să vă binecuvinteze și într-adevăr plecând de aici să plecați cu pace în inimă. Câteva anunțuri pentru biserică. Vinerea sunt repetițiile obișnuite, orchestra, corul, grupul de închinare vor veni ca să pregătească să laude pe Domnul. Ne bucurăm că fratele Aurel Chiria cu familia s-au întors din România, Domnul să-i binecuvinteze. Am vorbit cu fratele Puiu săptămâna aceasta și poate va fi după masă împreună cu noi. El are de mers vreo 22 de ore, așa că Domnul să fie cu el și să-l păzească și să-l aducă în pace înapoi. Ne rugăm și pentru fratele Dorin ca Domnul să fie cu el și ce lucru mai mare și mai plăcut este decât Domnul să fie cu noi și să ne călăuzească, să ne dea înțelepciune și tot ceea ce facem, să facem după placul Lui. Ne bucurăm că în această dimineață fratele Vasile Tămășan este împreună cu noi. Ne rugăm ca Domnul să-l binecuvinteze pe el și familia lui care este împreună cu noi și într-adevăr să-l folosească, iar noi fiecăruia să ne dea Dumnezeu un duh de înțelegere, de pricepere, o inimă deschisă, ca tot ce auzim să primim și apoi să trăim în viața noastră. Duminica de 31, fratele Dan Ionescu va veni cu un grup de bărbați în biserica noastră să laude pe Domnul. Domnul să-i binecuvinteze și pe ei. Haideți acum să ne închinăm cu darurile noastre în timpul unei cântări instrumentale, Vorbește-ne Iisuse, apoi vom avea o cântare în comun. În timpul acesta dorim fiecare din noi să ne rugăm Domnului, ca într-adevăr să ne pregătească El pentru cuvânt și El să-L întărească și pe robul Lui. Domnul să fie cu noi. Amin. Thank you.
miluiește-ne, Iisuse, cu dulcele Tău glas, șoptește-ne iubire, eu singur nu vă las, inima-mi-o deschide, să auzim vocea Ta, cu laude ne umple, în Tine-a ne bucura. Vorbește-ne, Iisuse, ne spune iubitor, prin adevăr fiți liberi, mereu învingători. Vorbește-ne, o Doamne, mereu cu dulce glas, să-ți auzim șoptirea, eu singur nu vă las. La-i tăi urmași vorbește, condui pe drumul sfânt și dă-le bucurie, ține-i treci pe pământ. Fă ca în consacrare să-ți dea tot viața lor, ca la Ta venire să Te aștepte cu dor. Vorbește-ne, Iisuse, ne spune iubitor, prin adevăr o Doamne, mereu cu dulce glas, să-Ți auzim șoptirea, eu singur nu vă las. Amin. Vă rog să vă ridicați pentru a citi un text din Evanghelia după Matei, la capitolul 25, începând cu versetul 31. După citirea Cuvântului Sfânt, rog pe fratele Aurel Chiriac să ne conducă în rugăciune. Evanghelia după Matei, capitolul 25, începând cu versetul 31. Când va veni Fiul omului în slava Sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei Sale, toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți, binecuvântați tatălui meu, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemerea lumii. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți vor răspunde: Doamne, când Te-am văzut noi flămând și Ți-am dat să mănânci, sau fiindu-ți sete și Ți-am dat de băut? Când Te-am văzut noi străin și Te-am primit, sau gol și Te-am îmbrăcat? Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la Tine? Drept răspuns împăratul le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Apoi va zice celor de la stânga lui: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau. Am fost străin și nu m-ați primit, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Atunci îi voi răspunde și ei: Doamne,
Când te-am văzut noi flămând sau fiind sete sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit? Și el, drept răspuns, le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri, uneia dintre aceștia foarte neînsemnați frații ai mei, mie nu mi le-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viață veșnică. Amin. Amin. Să ne rugăm. Da, ne rugăm, Doamne, să ne deschizi inimile și să ne deschizi la nevoile semenilor noștri. Amin. Ajută-ne, Doamne, să le dăm în primul rând cuvântul Tău. Amin. Și apoi să ne grijim și de necesitățile lor. Amin. Știm, Doamne, că ne-ai atenționat că Ție ți-am făcut toate ceea ce ne-am făcut semenilor noștri. Fă de simțitor și amin. Doamne, să ne plinim voia Ta. Amin. Te rugăm. Te rugăm. Să ajuți ca să îi îndreptăm spre Tine și pe cei care șovăiesc. Da. Amin. Și Dumnezeu, Doamne, de, după gândurile noastre cele reale, dă-ne putere ca să ghirim ispitele care ne urmăre pe într-o zi și te rugăm să fii alături de noi și să ne călăuzești prin Duhul Sfânt. De aceea îți mulțumim pentru că faci toate aceste lucruri în numele Domnului Iisus Hristos. Te-a rugat. Amin. 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 Vă rog să ocupați locurile. Poporul lui Dumnezeu este un popor care cântă. Și ori de câte ori vin la Emanuel, dumneavoastră cântați așa de frumos și vă întreceți parcă în a lăuda pe Domnul și mi se umple inima de bucurie să văd oameni care laudă pe Domnul în orice vreme. Vreau să vă aduc salutul Bisericii Betel, care se găsește la 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 58. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin. Și fie ca Domnul să ne ajute să fim neosteniți, neobosiți în a face ceva pentru Dumnezeul nostru. Amin. Pentru că la urma urmei asta este tot ce rămâne și ceea ce contează. Amin. Amin. În această dimineață vă rog să aveți cuvântul deschis la Evanghelia după Matei, la capitolul 25, și împreună vom răspunde la o întrebare foarte simplă. Ce se va întâmpla când va veni Fiul omului? Evenimentul cosmic cel mai fascinant, de anvergura cea mai mare care urmează să aibă loc în universul acesta, va fi cu siguranță venirea Domnului Iisus Hristos. Apostolul iubirii, în ultima carte din Scriptură, în Apocalipsa, are o rugăciune care o rostește cu atâta patos. Și rugăciunea aceasta este: vino, Doamne Iisuse! Pe tot cuprinsul pământului, mai puțin în America, frați de-ai noștri strigă: vino, Doamne Iisuse! Revenirea Domnului Iisus Hristos este un eveniment sigur. Oamenii au fost obsedați de a găsi timpul și vremea când va veni Domnul Iisus Hristos. În anul 1914, o organizație religioasă a încercat să găsească când va veni Domnul Iisus Hristos. Și ei au spus că în 1914 va veni Domnul Iisus Hristos. Și frați de-ai noștri au încercat să-i potolească: măi, oameni buni, nu vă faceți de râs. S-au urcat prin copaci, unii și-au vândut averile și cu bucăți de cearceafuri și ștergare fluturau în așteptarea venirii Domnului Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos n-a venit. Și cei din această organizație au făcut alte calcule și au spus: dacă n-a venit în 1914, va veni în 1918. Și din nou frații noștri au zis: măi, nu faceți pocăința de rușine, că Domnul Iisus nu o să vină și vă faceți de râs. Și Domnul Iisus n-a venit și ei au găsit o găselniță a lor și a spus: a venit în chip invizibil. Două lucruri importante vis-a-vis de venirea Domnului Iisus Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu spune că venirea Fiului Omului este o taină a dumnezeirii. Matei 24:36 spune: despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni,
Venirea Domnului Iisus Hristos este o taină a dumnezeirii și despre ceasul acela nici cei mai deștepți savanți din lumea aceasta nu pot să ne ofere o dată precisă când va veni Fiul lui Dumnezeu. Un al doilea lucru foarte important vis-a-vis de venirea Domnului Iisus Hristos îl găsim în Apocalipsa. De fapt, aici, într-un singur verset, găsim două lucruri foarte importante. Venirea Fiului Omului este un eveniment căruia nimeni nu poate să-i stea împotrivă. Iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Este un eveniment instopabil. Nimeni nu va putea să oprească revenirea Fiului lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, venirea Fiului lui Dumnezeu este un eveniment universal vizibil. Nimeni nu va putea să spună a venit în chip invizibil. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune că iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea. Ce se va întâmpla atunci când va veni Fiul Omului? Cuvântul lui Dumnezeu spune, când va veni Fiul Omului, în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. De data aceasta, Domnul Iisus Hristos nu mai vine singur. Va veni într-un alai celest cum pământul n-a văzut niciodată și niciun împărat n-a putut să gândească ceva de genul acesta. Va uimi pe toată lumea. Atunci Pilat nu va mai putea să-l întrebe, și tu ești un împărat în semn de bajocură? Pentru că orice om va ști că Iisus Hristos este împăratul de drept, împăratul care vine și nimeni nu poate ca să oprească această revenire a Domnului Iisus Hristos. Împăratul care șede pe scaunul de domnie este un împărat victorios, un împărat veșnic care stă relaxat pe scaunul de domnie al slavei sale. Acolo vor fi oameni care l-au bajocorit și care n-au vrut să creadă în Dumnezeu și în Fiul Său Iisus Hristos. Acolo va fi faraon care atunci când Moise, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, a spus lasă pe poporul meu să plece. Faraon se va pleca înaintea împăratului de drept în rușine. Acolo va fi Nero, cel care în nebunia lui cumplită i-a ars pe frații Domnului Iisus Hristos. Acolo vor fi oameni ca și Napoleon care aproape că au cucerit pământul, dar nu s-au lăsat cuceriți de Domnul Iisus Hristos. Acolo va fi și Hitler, care a vrut să extirpeze pe poporul Domnului Iisus Hristos. Acolo vor fi mari oameni de stat arabi, care îi spânzură pe frații noștri. Acolo va fi și Stalin, care a vrut să creeze o lume ateie. Orice genunchi și orice om va fi convins de faptul că Iisus Hristos este împăratul de drept. Nu numai atât, în versetul 32, cuvântul spune, toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. Va fi o adunare mare, o întâlnire cum n-a fost niciodată pe pământul acesta. De multe ori noi oamenii organizăm o întâlnire de familie și întotdeauna lipsește ceva, cineva de acolo. De data aceasta nimeni nu va lipsi. Va fi o întâlnire cum n-a mai fost niciodată pe pământul acesta. Vor fi acolo oameni din Africa, din America de Sud, America de Nord, vor fi din Asia, din Antarctica, din Europa. Vor fi oameni din marile capitale ale lumii. Vor fi oameni din cele mai neînsemnate cătune din Africa sau din alte părți ale lumii. Vor fi oameni acolo din junglă, care vor vedea pe împăratul de drept, pe Domnul Iisus Hristos. Acolo vor fi oameni din toate națiunile pământului. Nu numai atât. Partea a doua, versetului 32, El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. Acolo va fi o despărțire mare. Această despărțire va fi despărțirea cea mai teribilă, cea mai cumplită care putea să existe vreodată pe pământul acesta. O despărțire fără egal, cu o durere fără de egal. Acolo se vor despărți părinți de copii. Copii care n-au vrut să creadă în Domnul Iisus Hristos și au râs de credința părinților lor. Se vor despărți pentru totdeauna. Copii care l-au primit pe Domnul Iisus Hristos se vor despărți de părinților care n-au vrut să creadă în Domnul Iisus Hristos. Se vor despărți frați de frați. Există familii în care doi slujesc pe Dumnezeu și se duc până la marginile pământului cu Evanghelia și altul nu vrea nici măcar să fie salvat.
Aceștia se vor despărți acolo. Se vor despărți bunici de nepoți. Bunici care toată viața le-au spus despre Domnul Iisus copii nepoților lor. Acolo se vor despărți pentru totdeauna. Vedeți dumneavoastră, despărțirea este simțită chiar și în lumea animală. Maimuțele care le vedem la grădina zoologică, ele simt o durere pentru toată viața că au fost luate din familia lor. Elefanții la fel, nu mai au pace niciodată. Și spuneau cei care se ocupă cu animalele că dacă îi duci înapoi la familia de unde au fost luate, sar în sus ca și copiii mici. Pentru că despărțirea este simțită chiar la nivelul acesta animal. Când desparți un copil mic de mama lui, zbiară copilul de zici că își pierde mintea. Dar, dragii mei, durerea cea mai cumplită este provocată de despărțirea omului de Dumnezeu. Atunci oamenii care nu s-au împăcat cu Dumnezeu își vor da seama că harul a avut un punct final și nu mai există har. Și realizarea aceasta va produce o durere cumplită. Oamenii își vor da seama că au respins pe Dumnezeul vieții, pe împăratul de drept și nu mai există șansa a doua. Apoi va fi o cuvântare mare pentru cei din dreapta. În versetul 34 cuvântul spune: atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți binecuvântați lui tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Va fi o cuvântare mare pentru cei din dreapta. Va fi invitația împăratului, invitația fiului la împărăție. Va zice: veniți binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. V-ați gândit vreodată că împărăția Domnului Iisus Hristos este și împărăția noastră? V-ați gândit ce înseamnă lucrul acesta? Să fim copiii împăratului de drept, împăratului slavei? Apoi va fi o trecere în revistă a faptelor bune. V-ați gândit vreodată că cel mai mărunt fapt care l-ai făcut în numele Domnului Iisus Hristos va fi trecut în revistă de Fiul lui Dumnezeu? Lucru cel mai mărunt care l-ai făcut vreodată va primi o răsplătire? Va fi o cuvântare mare pentru cei din dreapta. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. O trecere în revistă a faptelor bune care au fost făcute în numele Domnului Iisus Hristos. Va fi o surpriză mare pentru cei neprihăniți. În versetul 37, atunci cei neprihăniți vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, sau fiindu-ți sete și ți-am dat să și ai băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Va fi o surpriză mare, pentru că oamenii aceștia au făcut fapte bune în numele Domnului Iisus Hristos. Oamenii aceștia nu au zis: măi, am făcut prea mult pentru fratele sau pentru sora, am iertat prea mult, am dat prea mult. Oamenii aceștia au făcut ca și pentru Domnul. Și parcă n-au așteptat nicio răsplată și Domnul vine și le face surpriza aceasta mare. Fiul omului se identifică cu frații cei mai neînsemnați. Mă doare inima când mă duc prin biserici și văd că sunt oameni pe care nu-i vede nimeni. Parcă i-a spreiat cineva cu ceva invizibil. Și sunt frații noștri. Și Domnul Iisus Hristos se identifică cu ei. Cu cei mai neînsemnați frați ai noștri. Domnul Iisus se identifică cu cei care sunt probabil orfani, care sunt sărași, care sunt părăsiți, care trec prin necazuri. Apoi va fi o cuvântare uluitoare pentru cei din stânga. Versetul 41, cuvântul spune: atunci va zice celor de la stânga lui: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Va fi o cuvântare pentru aceia care n-au avut nevoie de pocăință. Va fi o cuvântare pentru aceia care au fost bine așa cum au fost. Mi-amintesc când eram copil și
Mergeam împreună cu liderul de tineret prin satele vecine pe lângă Baia Mare să ducem Evanghelia și cel mai frecvent răspuns care îl primeam era: eu sunt bine așa cum sunt. Și de multe ori liderul de tineret îi spunea: dragul meu, așa bine cum ești, te duci în iad. Și oamenii aceștia nu aveau nevoie de Evanghelia Domnului Iisus Hristos. O cuvântare pentru cei care n-au avut niciodată nevoie de Evanghelia și de mântuirea Domnului Iisus Hristos. Va fi o cuvântare pentru cei care behăie ca și oaia, dar sunt capre. O cuvântare care te blochează, o poruncă groasnică: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic. Doamne, ai milă de noi! Ca nu cumva cineva din locul acesta să audă cuvântarea aceasta care te blochează. Un adevăr șocant revelează Domnul Iisus Hristos și spune: fratele acela însemnat pe lângă care ai trecut și nu l-ai băgat în seamă, am fost eu. Fratele de la închisoare de care ai uitat, am fost eu. Nu e așa că de multe ori primim de la The Voice of the Martyrs tot felul de petiții ca să scriem pentru frații noștri care sunt închiși în diferite colțuri ale lumii și nu facem nici măcar atât. Domnul Iisus spune că atunci când trecem indiferenți lângă frații noștri care sunt închiși pentru Evanghelie, noi trecem de fapt indiferenți pe lângă El. Fratele acela străin, misionar, care probabil de multe ori abia își plătește biletul de avion să vină aici printre noi, de multe ori pleacă aproape cu mâna goală. Am întâlnit frați care mi-au spus: frate, abia mi-am scos banii de avion, frații din biserică m-au forțat să mă duc pentru că nu mai pot să mă plătească. Și Domnul Iisus va spune: misionarul acela, păstorul acela sărac, de undeva, dintr-un deal sau dintr-o vale, am fost eu. Versetul 46, cuvântul spune: și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Va fi o sentință veșnică. Cei neprihăniți, cei care au fost socotiți drepți prin jertfa Domnului Iisus Hristos, vor merge în viață veșnică împreună cu Domnul Iisus Hristos și cu sfinții Lui care au plecat înainte, cu sfinții din toate veacurile. Dar cei de la stânga vor merge în pedeapsa veșnică. Necazul mare este că aici nu mai există alternativă. Vedeți, în America ne place să întrebăm care sunt opțiunile. Aici nu mai există opțiuni. Cei care vor fi la stânga vor merge în pedeapsă veșnică, nu va fi nicio șansă la recurs. Nu va mai fi vorba de apel, al doilea apel. Nici o schimbare a sentinței, nici o șansă pentru cei care au respins Evanghelia Mântuitoare a Domnului Iisus Hristos. Dragul meu, fie că te gândești sau nu te gândești, revenirea Domnului Iisus Hristos se va întâmpla. Este un lucru care se va întâmpla cu siguranță. Cum ne va găsi venirea Domnului Iisus Hristos? Atunci când s-a întâmplat tragedia cu Titanicul, atât în Statele Unite cât și în Marea Britanie erau două liste. Atât, salvați sau pierduți. Când va veni Fiul Omului în slava Lui cea mare, pe care listă vei fi? Cuvântul lui Dumnezeu în Matei 24:44 spune: de aceea și voi fiți gata, căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Ce înseamnă să fii gata? Nu-i așa, când trebuie să plecăm cu avionul undeva, noi știm ce înseamnă să fii gata? Să fii gata în contextul acesta biblic spiritual înseamnă să-L ai pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn și să ai siguranța aceasta că dacă El vine, vei fi împreună cu El pentru o veșnicie. Amin. Doamne, dă-ne înțelepciune că atunci când va veni Domnul Iisus Hristos sau când va trebui să plecăm de pe pământul acesta, să fim gata să-L întâmpinăm pe El pentru a ne bucura împreună cu El și cu sfinții Lui pentru o veșnicie. Amin. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Amin.
Vreau să încheiem serviciul în această dimineață cu o cântare care vorbește de venirea Domnului. Haideți să ne ridicăm. La al trâmbiței răsunet, cum va fi? Al trâmbiței răsunet când va fi și când tu cu mare slavă vei veni. Cei ce astăzi în morminte s-or scula și în fața ta, Iisuse, toți vor sta. Adă, Doamne, ziua aceea mai devreme, ziua sfânta noului Ierusalim. Adă, Doamne, ziua aceea mai devreme, ziua sfânta noului Ierusalim. Ce plăcut va fi atunci și frumos, când domnia va fi dată lui Hristos. El e soarele dreptății, El Iisus, soarele ce strălucește fără apus. Adă, Doamne, ziua aceea mai devreme, ziua sfânta noului Ierusalim. Adă, Doamne, ziua aceea mai devreme, ziua sfânta noului Ierusalim. Noaptea de păcat amară s-o sfârșit, când dreptatea lui Iisus va străluci. El va șterge lacrima cu-n cuvânt, aducând o pace sfântă pe pământ. Aleluia. Adă, Doamne, ziua aceea mai devreme, mai curând, ziua sfânta noului Ierusalim. Adă, Doamne, ziua aceea mai devreme, mai curând, ziua sfânta noului Ierusalim. Viva Doamne, tot cuprinsul umbrete, va tânji orice făptură după el. Toți uniți într-o simțire vor servi, preamărinda ta iubire și-o-n sluji. Adă, Doamne, ziua aceea mai devreme, mai curând, ziua sfânta noului Ierusalim. Adă, Doamne, ziua aceea mai devreme, mai curând, ziua sfânta noului Ierusalim. Adă, Doamne, ziua aceea mai devreme, mai curând, ziua sfânta noului Ierusalim. Adă, Doamne, ziua aceea mai devreme, mai curând, ziua sfânta noului Ierusalim. Aleluia! Haideți așa cum stăm în picioare să mulțumim lui Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, binecuvântăm numele Tău cel Sfânt și îți mulțumim pentru aceste clipe pe care le-am petrecut împreună în părtășie în casa Ta.
Îți mulțumim, Doamne, pentru fiecare persoană care a fost prezentă în locul acesta. Doamne, pune în mințile noastre cuvântul Domnului Iisus Hristos și ajută-ne, Doamne, ca să trăim în conformitate cu acest cuvânt. Te rog, Doamne, ca să lucrezi în viețile noastre tot ce este plăcut și fă-ne, Doamne, ca în fiecare zi să ne asemănăm mai mult cu Domnul nostru Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne ca să-L așteptăm pe Domnul Iisus Hristos fiind pregătiți. Te rog, Doamne, ca Tu să cercetezi pe aceia care n-au încheiat un legământ cu Domnul Iisus Hristos. Am vrea, Doamne, ca în ziua aceasta și în săptămâna aceasta să vorbești inimii lor. Am vrea, Doamne, ca împreună cu tot ce este al nostru să Te slujim pe Tine. Am vrea, Doamne, ca împreună cu casele noastre, cu familiile noastre și cu rudele noastre de aproape și de departe să moștenim împărăția Domnului Iisus Hristos. Doamne, Te rog pentru Biserica Emanuel să binecuvântezi orice familie din locul acesta cu credincioșie și devotament pentru Domnul Iisus Hristos. Doamne, aceia care nu sunt mântuiți, Doamne, din familia bisericii, cheamă-i Tu pe nume și cucerește-i pentru împărăția Ta. Te rog, Doamne, ca în săptămâna aceasta Tu să binecuvântezi și să sfințești mărturia Bisericii Emanuel. Te rog, Doamne, să binecuvântezi păstorul ei și cei care slujesc în biserică. Te rog, Doamne, ca Tu să ne faci uniți într-o dragoste și un gând să așteptăm pe Domnul nostru. Doamne, acum la despărțire Te rugăm să ne păzești și fie, Doamne, ca mila și îndurarea Ta să rămână peste noi, peste toți. Și fă, Doamne, ca bucuria noastră să fie întotdeauna deplină în Tine. Doamne, Te rugăm ca Tu să binecuvântezi pe cei care suferă în poporul Tău, pe cei care sunt bolnavi. Am vrea, Doamne, ca Tu să dai alinare. Da, pentru cei, Doamne, care au tot felul de probleme, Te rugăm ca Tu să dai o rezolvare după voia Ta. Amin. Am vrea, Doamne, ca să îți spunem că Te iubim, Doamne, și am vrea să spunem și noi ca și Ioan că așteptăm venirea Domnului Iisus Hristos. Amin. Am putea, Doamne, am vrea să spunem și noi, vino, Doamne Iisuse. Amin. Doamne, fă, Doamne, ca pacea Domnului Iisus Hristos să rămână peste această biserică. Amin. Am vrea, Doamne, ca îndurarea Ta să rămână aici. Amin. Fă, Doamne, ca toți să urmărească pacea și sfințirea, amin, pentru ca în ziua aceea glorioasă să se întâlnească fiecare cu Tine. Amin. Doamne, Te rugăm acum să lași îndurarea Ta peste noi, peste toți. Amin. Și fă, Doamne, ca Evanghelia Domnului Iisus Hristos să strălucească peste noi, da, în așteptarea așteptarea Marelui nostru Stăpân și Domn. Amin. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, să ne păzească inimile și gândurile. Amin. În Hristos Iisus, Domnul nostru. Amin. 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 Bine e în Domnul. Într-adevăr, a fost o dimineață de cercetare, slăvit să fie Domnul, și mulțumim fratelui pentru slujire, Domnul să-l binecuvinteze. Am spus că după masă, probabil, fratele Puiu va fi în mijlocul nostru, oricum, dacă va fi sau nu, Domnul să fie cu el. Ne bucurăm însă ca fratele Chiu să fie în slujire după masa aceasta împreună cu noi și Domnul să-l întărească și pe el. Până atunci, Domnul să vă călăuzească și să fie cu dumneavoastră, să vă păzească de toate relele. Amin. Amin.